despre unire. Eu sunt om. Am înțeles că nu sunteți unionist, că nu vreți unirea. Eu sunt unionist, dar trebuie să ne unim pe baza moldovenismului, trebuie să numim țara Dacia, trebuie capitala să fie construită pe Prut și trebuie să înțelegem cine suntem. Suntem o națiune cea mai veche în Europa. Bun, dar care s-au pornit multe Dacia alte. Erau daci, de ce moldoveni? Daci era geți și sarmați. Și împreună au format și țara aceasta, Dacia, și s-au numit și capitala Sarmis Getuza, da? Unirea sarmaților și geților. Și popoarele aceasta era cele mai vechi în Europa, cu cultura cea mai dezvoltată. Și ea s-a păstrat lumea. Și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Ce se primește? Iată aceia care tind spre unionism 26 de ani distrug țara aceasta. Iată ce se face. Toate lucrurile de drumuri se dau la țările vecine. Nu numai la România, și la alte. Noi avem companie care pot să construiască drumuri numai rău de cineva. Iată stradă Balcane, o parte a fost construită în 2005. Normal arată ea. Dar poftim, putem să luăm consultanți. Mai departe, dar în domeniul IT... O să intrăm în polemici istorice și de asta trebuie să se ocupe istoricii. Noi trebuie că să ne ocupăm cu țara, alții cu țara alta noastră. Și la fel și societatea. O parte e de altă părere, alta poate vă susține în ceea ce spuneți. Astea sunt discuții pentru alte. Dar eu vreau să spun despre ce. Eu nu vreau să ating acum probleme istorice sau alte probleme, dar totuși, dacă noi socotim că noi trebuie să fim o țară suverană, o țară independentă, să pe baza aceasta să ne dezvoltăm, dacă și nu, să nu avem istoria cei veche, bogată și interesantă care o avem, noi trebuie să o creiem, înțelegeți? Cum fac alte țări. Iată, de exemplu, da, Bosnia, Chernobyl, da, Montenegro, Slovacia. Prin implicarea sa.